Capitolul 16 Vărul Christopher În aripa cavalerilor se afla și o bătrână pasăre răpitoare. Stătea mereu la gura sobei și avea grijă să nu se stingă focul. Era zbârlită și căruntă. Căpșorul cu plisc mare și cu ochi se sprijinea amărât pe un gât lung și subțire, învelit cu un guler de blană mițoasă. Pasărea răpitoare purta doar blană iarna și vara. Pe vremuri, făcuse parte din stolul care colinda Europa în suita marelui împărat. Nimeni nu știa însă cum o chema și ce titlu avea. În provincia Fermland se știa numai că luase parte la războiul cel mare, că ajunsese până hăt departe în lupte cu răsune și că nu mai zburase cu începere din anul 1815 în pricina patriei ingrate. Se oploșise la prințul moștenitor al Suediei, care o sfătuise să dispară în îndepărtata provincie Vermland. Vremurile erau de așa natură încât cel al cărui nume temut, făcuse-o din oară lumea să tremure de spaimă, era bucuros acum să fie dat uitării. Făgăduise prințului moștenitor pe cuvânt de onoare că nu va pleca din Vermland și că nu va destinui nimănui dacă nu va fi nevoie, cine era? Pasărea răpitoare a sosit deci la Echebuc o scrisoare prin care prințul moștenitor o recomanda maiorului în termeni foarte călduroși. În astfel de împrejurări fusese primită și instalată în aripa cavalerilor. La început se întrebau toți cine era musafirul acela vestit care își tăinuia identitatea sub un nume de împrumut. Cu vremea însă ajunsese cavaler și cetățeanul provinciei Vermland. Toată lumea îi spunea vărul Christopher, fără să știe de unde îi se trăgea acest nume. O pasăre răpitoare nu poate să trăiască firește închisă în colivie. E ușor de înțeles că nu era deprins să sări de pe un bețișor pe altul și să-și primească hrana din mâna celor care îi purtau de grijă. Luptele și de a morții îi înginseseră sângele din vine. Îi era silă de liniște apatică. E drept că nici cavalerii ceilalți nu erau niște simple păsări domestice. Niciunul nu avea totuși sângele atât de fierbinte și de clocotitor ca vărul Christopher. O vânătoare de urși era singurul lucru care putea să-l învioreze. O vânătoare de urși sau o femeie. Una singură însă. Se trezise la o viață nouă cu zece ani în urmă, când o cunoscuse întâiași dată pe contesa Marta, văduvă atunci. O femeie schimbăcioasă ca războiul, stimulentă ca primejdea, o ființă neastă, împărată și cutezătoare. O iubea. Iar acum îmbătrânea și încărunțea, fără să o mai dorească de soție. Nu mai văzuse de cinci ani. Se ofelea și lâncezea ca un vultur închis în colivie. Pe an ce trecea era mai oscățiv și mai înghețat. Înfofolit mereu cu blana, stătea numai la gura sobei. Era dimineața, în acea zi din săptămâna mare în care au loc seara după tatină salve de împușcături și se dă foc vrăjitoare. Vărul Cristofer era tot la gura sobei, tremurând de frig, zbârlit și încărunțit. Ceilalți cavaleri erau plecați. A barnavea că s-o zise primăvara, cea zâmbitoare și plină de ispite, că natura se trezea din toropiala ei, că spirite naripate se hârjoneau zburdalnice, pe cerul albastru, chipurile lor strălucind de frumusețe ca niște trandafiri. Pământul se deștepta la o viață nouă, ieșind zglobiu ca un copil din baia pe care o făcuse în șuvoaiele și ploile de primăvară. Pietrele și țărâna radiau de voieșie. Spiritele vesele ale primăverii pluteau cu aer și apă în trupuri, tresăreau și puneau inima în mișcare pretutine se auzea același zvon. Spirite naripate se agățau de inim și de flori, de tot ce vibrează și freamătă. Ele zvoneau cu mii de clopote. Veseliți-vă și bucurați-vă, și primăvara cea zâmbitoare a sosit. Vărul Christopher stă însă liniștit și nu înțelege nimic. Cu fruntea sprijinită pe degetele ne visează ploaia de gloanțe și onoarea câmpului de luptă. Vedenia sa lăuntrică îi arată lauri și trandafiri care n-au nevoie de frumusețea dulce a primăverii ca să poată înflori. E păcat de bătrânul cuceritor singuratic care stă acolo sus în pe cavalerilor de parte de neamul și de țara lui, fără să audă pe nimeni vorbind în graiul patriei sale, menit să aibă un mormânt obscur în cimitirul din Bru. O, vere, vere destul destulă vreme ai stat visător în aripa cavalerilor. Scoală-te și bea vinul clocotitor în castelele înalte. Află, vere Christopher, că astăzi a sosit pe adresa maiorului un răvaș regal sigilat cu pecetea Suediei. E adresat maiorului, dar cu prinsul lui te privește pe tine. Ce mutră vei face, bătrână pasăre răpitoare, când vei citi acest răvaș? Ochii ți se vor umble de strălucire și îți vei înălța capul. Vei vedea deschisă ușa cu Livie și văzduhul liber pentru aripile zdornice de zbor. Vărul Christopher scotoșește adânc lada lui cu haine. Scoate din fundul ei uniforma cu fireturi, păstrată cu atâta teamă, și se îmbracă apoi cu ea. Își pune în cap tricornul împodobit cu pene și pleacă în grabă de la echipu călare presplendidul său armasar alb. Asta e cu totul altceva decât să șezi amorțit la gura sopei. Acum vede și el că a sosit primăvara. Încalecă pe și pornește în galop. Dolmanul îmblănit flutură pe el. Penele de la tricorn fâlfuie. Omul e întinerit ca și natura. S-a trezit dintr-o iarnă lungă. Aurul vechi strălucește încă. Chipul semeț de războinic e o priveliște mândră sub tricornul din cap. Ce frumos călărește! Din pământ să-și și pe unde merge el răsar ghiocei. Păsările călătoare strigă și se bucură în jurul prizonierului eliberat. Toată firea e aparte la bucuria lui. Înaintează mândru ca un cuceritor. Însă-și primăvara zboară înaintea lui pe un nor plutitor. E sprinten și ușor, un spirit luminos. Are o trâmbiță în gură și zburde de fericire. De jur împrejurul vărului Christopher călătorește un alai de vechi tovarăș de arme. Pe șa e fericirea, pe salul său e onoarea, iar pe calul năvalnic e dragostea. Superb e mersul, superb și călărețul. Sturzul viilor, cunoscător de multe graiuri, strigă la el. Încotro mergi că la revere, Christopher! Încotro! Merg la borg împețit! Merg la borg împețit! Nu te duce la borg! Nu te duce la borg! Omul neînsurat n-are nicio grijă, îi spune pasărea. El însă nu ia seama la vorbele astea, călărește înainte la deal și la vale până ce ajunge unde a avut de gând că repede și e condus la contesa. Totul merge bine. Contesa Marta e amabilă cu el. Vărul Cristofor vede lămurit că ea nu va refuza să-i poarte numele plin de strălucire, ori să domnească în castelul lui. El pândește clipa încântătoare în care îi va arăta răvașul regal. O așteaptă cu nerăbdare. Contesa zâmbește și îl întreține cu tot felul de istorisiri. El râde și se minunează de toate. Aflându-se totuși într-o cameră în care contesa Elizabeta a târnat perdelele domnișoarei Marie, contesa începe să spună și povestea lor. Și o spune cu mult haz. Vezi cât sunt de răutăcioasă? <gândeșto> perdelele astea sunt atârnate aici ca să mă gândesc în fiecare zi și în fiecare clipă la păcatul de care m-am făcut vinovată. E o pocăință fără pereche, îngrozitoare broderie. Marele războinic, vărul Cristofor o privește cu ochii arzători. Iar eu sunt bătrân și sărac. Zece ani am stat la gura sobei dorind-o pe iubita mea. Și de asta râzi, contesă. Asta e altceva. Dumnezeu mi-a luat fericirea și patria, silindu-mă să mănânc pâinea altora. De aceea m-a învățat să respect sărăcia. Și dumneata, exclamă contesa ridicând mâinile în sus, ce virtuoasă e lumea, ce virtuoasă zău. Eu un lucru îți spun, contesa, dacă Dumnezeu mi-ar reda cândva bogăția și puterea, M-aș folosi mai bine de ele decât împărțindu-le cu o femeie de lume, cu o maimuță ca ea, sulemenită și fără inimă care își bate joc de sărăcie. Foarte bine ai face vere, Christopher. Auzind aceste vorbe, vărul Christopher ieși din cameră și plecând apoi călare la Echebu. Geniile nu-l urmează însă. Sturzul viilor nu-i mai spune nimic și bietul om nu mai poate să vadă primăvara zâmbitoare ajunse la echipu, unde urmau să înceapă împușcăturile în de Paști și să fie arsă vrăjitoarea. Vrăjitoarea e o mămâie mare de paie cu chipul făcut dintr-o cârpă, pe care ochii, nasul și gura sunt desenate cu un tăciune. E îmbrăcată cu niște straie peticite. Vătraiul cu mâner lung și mătura sunt așezate lângă ea, iar goarna o are atârnată la gât. E gata de plecare la sabat. Maiorul Fux își încarcă pușca și trage în vânt de mai multe ori. Se aprinde apoi un rug de vreascuri. Vrăjitoarea e aruncată în foc și începe să ardă. Cavalerii fac tot ce pot după vechea datină ca să nimicească puterea răului. Vărul Cristofor asistă la privelește cu fața întunecată. Deodată scoate din doitora mânecii răvașul regal și-l aruncă în foc. Numai Dumnezeu știe la ce s-a gândit în acea clipă. Și-o fi închipuit poate că cea care ardea pe rug era însă-și contesa Marta. S-o fi gândit poate că de vreme ce acea femeie nu era alcătuită decât din zdrențe și paie, nu mai exista nimic de preț pe pământ. Se urca apoi în aripa cavalerilor, aprinse focul și puse bine uniforma. S-a așezat pe urmă iarăși la gura sobei spre a deveni zi de zi tot mai zbărlit și mai cărunt. Acolo voia să moară cu încetul ca vulturii bătrâni în captivitate. Nu mai e un prizonier, dar nu vrea să se mai folosească de libertatea lui. Văzduhul e deschis în fața lui. Câmpul de luptă, onoarea, viața îl așteaptă. Nu mai are însă putere să-și desfacă aripile ca să zboare. Salutare, dragi ascultători! În fiecare săptămână voi posta câte un capitol din povestea lui Iosta Berlin, dar cei dintre voi care doriți să ascultați întreaga poveste, cele 38 de capitole, puteți să-mi scrieți un mail la adresa care apare acum pe ecran fir -de poveste arondiahu.com și eu vă voi oferi toate detaliile necesare să intrați în posesia întregii înregistrări. Vă mulțumesc că mă ascultați!